Vânzările de automobile noi au crescut cu 11% în primele 7 luni ale acestui an, anunță Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Creșteri semnificative s-au înregistrat în cazul SUV-urilor și al mașinilor electrice. În schimb, vânzările de mașini diesel, cândva preferatele românilor, sunt în ușoară scădere. Dacia Logan și Dacia Duster rămân cele mai căutate modele, iar Renault Clio și Skoda Octavia conduc la capitolul mașini de import. Vânzările de autoturisme noi au crescut cu 11% în primele 7 luni, dar segmentul SUV a avansat cu 20%, în timp ce mașinile electrice au avansat cu peste 100%, arată datele APIA. La capitolul mașini diesel s-au vândut cu 10% mai puține decât anul trecut în aceeași perioadă. Legat de preferințele românilor în materie de mașini, Dacia are o cotă de piață de 30,4%. Urmează cam la egalitate cu aproximativ 9% cotă de piață Renault, Volkswagen și Skoda, urmate de Ford cu 6,6% cotă de piață. Pe modele, Dacia Logan este cel mai bine vândut model în primele 7 luni din 2019, urmat de Dacia Duster, Dacia Sandero, Renault Clio și Skoda Octavia. Clasa C reprezintă peste 35% din vânzările de mașini noi, iar SUV-urile au trecut de 33%. Mașinile pur electrice au atins un nivel record de 714 unități în 7 luni, față de 305 anul trecut. Cele mai multe au fost Nissan, Renault și Volkswagen. Dieselul și-a continuat declinul. Într-un singur an, ponderea din vânzările de mașini noi scăzând de la 38% la 25%. În acest context, benzina are peste 70%. La BMW și Audi, dieselul reprezintă peste 65% din vânzări. La Volkswagen este de 34% și la Dacia 28%.